Linia 1 pentru tratarea suspecțiilor și bolnavilor de COVID-19 nu începe în secțiile de reanimare sau în saloanele spitalelor, ci în ambulanțe. Specialiștii de la urgență, adică medicul de tură, asistentul și șoferul, sunt primele persoane care intră în contact cu persoana infectată. În ei ne punem prima speranță, mai ales acum când viața și sănătatea noastră este în mâinile lor. Printre eroii care merg la lupta cu riscul propriei vieți doar pentru a salva alte suflete, se numără și Victor Corciu, specialist în terapie intensivă de pe ambulanță. Munca lui este una deloc ușoară, întrucât este primul care consultă pacienții ajunși în stare gravă. Cam în felul ăsta mergem la solicitare. Pe timp de pandemie, așa începe o tură a unui medic de pe ambulanță. Două perechi de mănuși și două măști de protecție și un echipament care pe alocuri cu greu poate fi suportat. Medicul Victor Corciu, cu experiență de 15 ani lucrați la urgență, are solicitări la pacienții cu cele mai grave boli, inclusiv la cei care au simptome de infecție cu noul coronavirus. Noi mergem la solicitări, noi sunt pacienții cei mai gravi, pacienții care necesită resuscitare, pacienții care necesită susținerea respiratorie. Tura sa, care are 24 de ore de luptă pentru a salva viața cuiva, începe la ora 8 dimineața. Odată cu creșterea solicitărilor și a numărului celor infectați, crește și frica în ochii pacienților care au de înfruntat un virus necunoscut. Acum, cu infecția de coronavirus, pacienții sunt mai mult au frică, că nu cunosc, nu știu ce se întâmplă. Se vede frica asta pe ochii pacienților și a rudelor. Și tot timpul stau nedumeriți, întreabă, dau întrebări, cum, ce ați fi starea și de ce toată nedumerirea asta, reacția e tot timpul la pacienți diferită. Noi explicăm că facem tot posibilul ca să-i ajutăm. Orice zi de muncă se încheie cu răni, dureri cărora nu le dă prea mare importanță. Sunt răni de la fixatoarele pe nas. Aici tot timpul le fixăm bine și să nu fie cât mai bine. Apar și răni. Acum este temperatura caldă afară, suntem transpirați după ce dezbrăcăm costumul și ochelarii de protecție. Acasă este așteptat de soție și cei trei copii, iar din cauza virusului, deja de o lună, îmbrățișările au devenit tot mai rare. Sunt căsătorit, am trei copii acasă, soția, care stau toți și au o frică că să nu le duc virusul acasă. Păstrăm un pic distanță pentru că nu cunoaștem niciodată de unde iai virusul, cum în care moment poți să-l iai, de ce. După, oricum, dezinfectăm tot hainele, aparte le pun, tăcâmburile tot aparte, mă strădui maximul să nu am contact. Au fost și momente când i s-a cerut să renunțe. Au fost, dar cazuri, că frica tot timpul să ție, că copiii să nu infectezi, da? Îi explic situația, poți să te infectezi oriunde și de ce respectând toate manierele de profilaxie, procedurile, dezinfectare, scade șansa ca să ne infectăm. Dar în orice moment poate fi și fiecare știm de asta. Chiar și în condițiile în care riscă să-și pună familia în pericol, el nu are de gând să renunțe la misiunea nobilă pe care o are. Nu m-am gândit să renunț pentru că în serviciul ăsta sunt de mult și de acum am o experiență cu pacienții gravi, cu diferite infecții, au mai fost pacienți și este așa o frică interioară că poate, dar asta așa a fost la început. Pentru Victor Corciu, ziua de muncă începe și se termină cu un singur gând incert. După ce termin tura, mă gândesc, poate azi n-am luat virusul, m-a infectat de nimic și mă dezinfectez ca după oricare solicitare. Suntem obosiți, anume, dacă des să îmbrăcăm echipamentul, acum este și temperatura caldă afară. Echipamentul este focant, greu de activat în el, dar rezistăm și cred că să trecem peste asta. Bine. Mesajul lui este același. Ajutați medicii să vă ajute. Rămâneți acasă și respectați cu strictețe toate măsurile de protecție pentru a nu pune în pericol viața voastră, dar și a medicilor.